Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Deși am fost și suntem într-o perioadă de criză și de război, economia României a crescut anul trecut cu 4,8%, cu mult peste media Uniunii Europene. Dacă consumul și-a redus ritmul de creștere în a doua parte a anului din cauza creșterii prețurilor și scăderii puterii de cumpărare, sectorul de construcție a venit puternic din urmă. Ca niciodată, guvernul a alocat bani pentru autostrăzi, drumuri naționale și locale, pentru lucrările de infrastructură publică care intră la investiții, așa că toți constructorii au avut de lucru, iar vremea bună i-a ajutat. Dacă Bucureștiul nu ar fi fost blocat de 2 ani de zile pe zona autorizațiilor de construcții rezidențiale, poate că această creștere economică ar fi fost mai mare. După izbucnirea războiului din Ucraina, a fost o perioadă extrem de tensionată din cauza exploziei prețului material de construcții, dar apoi piața a început să se așeze, iar prețurile au scăzut, ceea ce a determinat pe constructorii mari să-și continue lucrările. Cu puțin noroc și bani, s-ar putea să vedem autostrada Moldovei gata, ceea ce ar debloca din punct de vedere economic și al investițiilor zona Moldovei. Războiul din Ucraina este o bună oportunitate pentru zona noastră de est, de a atrage investiții care să participe ulterior la reconstrucția Ucrainei. Sectorul de construcție a ajuns la o pondere de 7% din PIB, cu un potențial de a ajunge la 10% din PIB în următorii ani. Bani sunt miliarde de euro. Constructorii vor să muncească, numai să găsească oameni. Pentru o economie, construcțiile au cel mai mare grad de multiplicare. Dacă construcțiile își vor menține ritmul de creștere din ultimul an, economia României o va duce bine. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.